Două fetițe au murit înecate într-un lac din județul Prahova. Timp de mai multe ore, pompierii au încercat să le găsească trupurile. Laurențiu Rădulescu e în comuna Balta Doamnei. Acolo s-a produs tragedia. Laurențiu, ce s-a întâmplat? Cele două fetițe, Alina, au fost găsite în urmă cu aproximativ o oră și jumătate, două. Erau prietene foarte bune, au ieșit undeva să se scalde în râul Ialomiță, undeva la câțiva kilometri mai sus de locul unde noi transmitem în acest moment. La un moment dat, cele două fetițe au fost, desigur, luate de curenții râului, iar cei care erau cu ele, ceilalți copii, au mers imediat spre case pentru a anunța echipajele de urgență. Au ajuns aici, cei de la pompieri au încercat să le caute inițial din locul unde au dispărut, însă a fost imposibil să le găsească. În cele din urmă, trupurile celor două fetițe au fost aduse în această zonă, câțiva kilometri mai jos, iar medicii de la Smurs-Osis la fața locului nu au mai putut face absolut nimic pentru a le salva. Laurențiu Rădulescu, mulțumesc!